Oameni buni, suntem cu coronavirus. Suntem cu coronavirus și bine venit la acest canal, pentru că vreau să vorbesc direct, nici nu mai zic nimic, că pe voi să vă abonați, să nu vă abonați, dacă nu v-ați abonat, să te abonezi, bineînțeles. Dar nu mai zic chestia asta, că știu că voi o faceți și ați făcut-o și o faceți în continuare și o veți face. Vreau să intru direct așa în chită și să zic despre coronavirus, dar înainte de asta, unii m-ați întrebat unde am dispărut perioada asta. Că am dispărut un pic, am avut un pic de treabă, o să vă arăt ce treabă am avut, o să vă trebuiască și vouă acest exemplu care eu l-am. Am avut treabă cu el și l-am dus la capăt, am reușit să-l duc la capăt foarte bine. O să vă arăt, dar nu azi. Și azi lumea este foarte, foarte agresată cu virusul ăsta. Virusul ăsta din coronavirus, din China. De unde o fi el, de unde a venit el, nu știu exact, că toată lumea, știrile astea, ba vine o știre adevărată, ba una falsă, ba una nu știu cum. Și ceea ce vreau să vă zic este că, mă, oameni buni, nu plecați, mă, din Italia, mă, români. Nu plecați din Italia, pentru că România nu o să aveți unde să vă tratați dacă sunteți infectați. Muriți mai repede în România decât în Italia. Este adevărat că coronavirus este foarte agresiv și foarte puternic. Dar nu este un virus care să ne fie foarte frică de el, pentru că corpurile noastre, dacă sunt bine hidratate, dacă sunt bine pregătite pentru acest virus, și cum putem să pregătim corpul, cum am mai spus în urmă cu ceva timp, foarte bine hidratat, sucuri naturale, fructe, apă, vitamine, dacă mergem să ne facem la medic analizele, putem merge la medic să spunem, domnul doctor, ce analize s-ar putea face pentru a vedea ce vitamine lipsesc în corp, atunci luate vitaminele respective pentru corp. Pentru ca corpul nostru să-și facă anticorpii, să își facă propria lui protecție. Pentru că, cred că fiecare dintre voi ați avut o răceală gravă. Adică, mă refer la faptul că ai avut tusă, febră și ți-a trecut într-o zi? Nu. Ți-a trecut în două zile? Nu. Ți-a trecut în trei? Puțin probabil. În 7-10 zile? Da, pentru că asta este perioada de incubație a unei boli. Dar ce trebuie să faci? Păi, normal, ai mers la medic. La fel stau lucrurile și aici. Ce trebuie să faci când te simți așa? Trebuie să mergem la medic, dar nu vă panicați, nu intrați în panică. Să vă cumpărați măști, să vă cumpărați toate supermercadurile, toate lucrurile din magazine. Pentru ce? Este adevărat că avem nevoie de mâncare, avem nevoie de lucruri pentru o perioadă. Dacă este nevoie să stăm în casă 14-15 zile, stăm în casă 14-15 zile și ne tratăm cu fructe, ne tratăm cu vitamine care sunt, care noi să-i dăm corpului ceea ce el are nevoie. Apă în continuu, pentru ca toxinele să le putem elimina. Dacă noi nu eliminăm toxinele, se duc. Și cum am mai zis, am văzut că sunt foarte mulți oameni să agitați. Oameni buni, nu vă agitați. Că dacă vă agitați, stresul cauzează chiar o problemă corpului. În loc să fie corpul imun, noi ce facem? Din cauza stresului, corpul nostru slăbește și când chiar vine sau ne prinde acel virus, acest corona, ne prinde, păi nu putem face față. Așa că, oameni buni, nu vă mai agitați. Încercați să luați lucrurile calme, să luați lucrurile exact cum vin. Eu am vorbit în urmă cu ceva timp, am vorbit dacă vă uitați, ce măsuri de protecție. Măștile nu prea sunt, puteți să vă cumpărați măști cu 100.000 de euro, o mască, pentru că nu-ți va fi de folos. De ce nu va fi de folos? Pentru că o mască doar filtrează aerul pe care tu îl respiri. Dar când tu vorbești cu cineva în mijlocul de transport, în casă sau, eu știu, la spital sau unde vei merge, microbii respectiv se iau prin secreție, prin scuipat, prin asta. Normal, cineva când îți vorbește și de obicei mai scrii scuipă, știți, când vorbești, atunci să ai umbrela să ții, atunci. Sau, cel mai probabil de obicei se ia, pentru că oamenii strănută în palmă, pun mâna pe o bară de autobuz, pun mâna pe o ușă, pun mâna în locurile publice și atunci se pot lua. La cea mai bună protecție este când îți iei un gel și de fiecare dată când atingi un obiect, păi te speli cu gelul ăla desinfectant. Și la fel pot lua mănuși de unică folosință care le iei și le dai jos fără ca tu să le atingi cu mâna și la fel te desinfectezi când le dai jos. Am văzut că măștile, o mască care costă, eu știu, 2 lei, a ajuns să coste 400 de lei, 500 de lei, domnilor, exagerăm un pic așa cu chestia asta. Dacă doriți să nu vă prindă virusul, faceți lucrul ăsta. Altceva nu ar trebui să faceți decât să vă pregătiți pentru imunitate, să vă pregătiți corpul. Cu cât te stresezi mai mult, cu atâta imunitatea corpului scade. Așa că, până pe data viitoare, dacă ți-a plăcut acest lucru, dacă dorești să vezi 6 modalități de a te proteja, jos în descriere vei găsi linkul în care vei găsi 6 modalități în care te poți proteja, testat de medici, vorbit de Ministerul Sănătății și așa mai departe. Nu este doar vorbă. Dacă dorești să fii mai calm, atunci corpul își va lua măsurile de protecție. Oameni buni, nu vă stresați. Așa că până pe data viitoare, abonați-vă, dați un like, distribuiți dacă vă place, pentru că am revenit azi!